grupare interesantă a jucătorilor în marginea careului de 16 metri. Centrarea lui Cristian Tănase, Zapata s-a gândit o clipă că ar putea avea emoții, dar mingea se duce peste bară. Marius Lăcătuș, cel mai galonat jucător stelist din toate timpurile, are 21 de trofei. Ionel Nicolisa așteaptă sprijin, pasă proastă înapoi la Ogăraru, este nevoit să intervină Goianț, mingea rămâne la Cristi Tănase. Cristi Tănase, bară și gol! Este 1-0 pentru FC Argeș. Cristi Tănase, autorul golului. Este doar al treilea gol în cariera lui Cristi Tănase. Greșeli succesive ale apărării Stelei, un pic de șansă pentru Tănase, Zapata atinsese mingea și satisfacție pentru patronul Piteștiului, Cornel Penescu. Steaua zicea că în continuare are meciuri ușoare și o victorie aici la Pitești ar readuce o luptă pentru titlu. Iată însă că victoria este destul de departe, Steaua nu a marcat în ultimele trei deplasări. Iată-l aici pe Goian, care eu zic că s-a grăbit un pic încercând să respingă prin alunecare. Mingea intră clar în poartă. Iată gol marcat într-un sfert de oră de FC Argeș după o greșeală mare a lui Vănel Nicoliță. O nesincronizare cât se poate de neașteptată. Bun, dar Goian, Goian nu ești un pic vinovat. Intrarea prin alunecare acolo putea să trimită mai simplu, să stea pe picioare, eu știu. În fine. Recuperarea lui Ogăraru, Lovin din nou mult prea lent în acea zonă centrală. Acesta este Năstăsie. Bogdan Stancu pentru Toha. Toha șutează! Toha! Mingea lovește bara transversală. Cred că șutul a fost un pic deviat, traiectoria a fost curioasă. Iată șansa de contraatac a Piteștiului. Venit din spate, Bănel Nicoliță îl faultează pe Cristi Tănase și câștigă secunde prețioase pentru apărarea sa, care se repliază. Era o perioadă în turul campionatului, atunci cu Dorinel Munteanu pe bancă, Steaua a făcut o normă de două bare per meci, iată că începe și la Pitești. Deocamdată jocul curge într-o direcție convenabilă gazdelor. Piteștiul se apără cu atenție, echipa este dispusă bine, rațional pe teren, acoperă spațiile, astupă culoarele și mizează pe eventualele contraatacuri. Stelei îi lipsește suplețea la construcție. Vă reamintim faptul că în cazul în care comentați prin SMS în direct la 1-2-1-1 meciul de astăzi și răspundeți corect la niște întrebări din fotbal, puteți câștiga un telefon mobil de calitate. Bara lui Toha în reluare. Lovin, Petre Marin din nou, Bogdan Stancu se demarcă, mingea se duce din nou în flancul opus la Vănel Nicoliță. Centrare cu efect, se înalță Ovidiu Petre și înscrie 1-1. Lăcustă a înscris un autogol la Timișoara, tot el era cel care putea să trimită în proprie poartă. Steaua izbutește să marcheze prin Ovidiu Petre. Duminică face 27 de ani, este un gol vital pentru Steaua, pentru că vine chiar înainte de pauză. Trage în sfârșit aer în piept și Marius Lăcătuș, încă o centrare Bănel Nicoliță, Ovidiu Petre a avut noroc, lângă el era Mircea Stan, mai scund probabil cu 15 cm și astfel a reușit să plaseze în poarta lui Boșnean. Și nu reușește, bații acum piteștenii încearcă această construcție cu Năstăsie, Iulian Tameș în dreapta, este Camara, primește Camara, talonat de Goian, Camara, iese Zapata și scărița lui Camara trimite mingea în plasa laterală, cea mai mare ocazie acestei reprize. Camara este în poziție regulamentară și a învățat românește, l-am văzut pe reluare după o scurtă înjurătură, a spus nu se poate. Și se scărița, înălțimea mingea a fost bună, nu și direcția. Totuși, să știi, eu parcă aș avea o suspiciune. Gheață pentru pulpa lui Ovidiu Petre, autorul golului Stelei. O pasă cu călcâiul lui Petre Marin pentru Toha. Toha în duel cu Mircea Stan.
Doha reușește să treacă, vine Bălașa, centrare, preluare pentru Toledano Moreno și Bogdan Stancu ratează golul de 2-1 pentru Steaua. A fost o combinație bună, o sincronizare bună între Toha și Bogdan Stancu. Acum nu știu în ce măsură Dairo Moreno a vrut să-i paseze cu pieptul lui Bogdan Stancu. Mie mi s-a părut mai degrabă că a încercat să facă un stop pe piept. Stancu a făcut tot ce se putea în această fază, a încercat o reluare rapidă, însă a tras în portar Ionuț Boșneag, da, iată și pe Ștefan Iovan și revedem faza. Mingea ajunge la Bogdan Stancu, șutul acestuia pe portarul Ionuț Boșneag, care însă a stat bine, a stat exact pe direcția pe care urma să vină mingea. Oh, este surprins Goian, Dulcea, preia Dulcea și mingea Dulcea e pe lângă vincul. Stoperii Stelei sunt buni, sunt atletici, dar nu au viteză. Dacă mingea vine în spatele lor, este aproape imposibil să mai prindă vârful advers. Da, poziția lui Dulcea absolut regulamentară. Se întoarce greu apărarea Stelei. Petre Marino, pasă bună pentru Capetanos. Așteaptă în careu Bogdan Stancu și este penalti la intervenția lui Elias Bazi. Steaua obține penaltiul în minutul 74. Da, intervenție imprudentă a lui Elias Bazi, care s-a lăsat păcălit de Capetanos. Este penalti, decizie corectă a lui Serea. Este penalti clar, Steaua are 11 metri, la Ogăraru, fel ca și meciul atenție, tur. George Ogăraru este cel care se pregătește să bată. Atenție, Boșneag a scos un penalti în tur la Arturo. Boșneag nu a uitat acest lucru. Ogăraru are un zâmbet acest așa. Penalti și poate aduce Steaua în avantaj. Trage Ogăraru și apără Boșneag, la fel ca și meciul tur. Senzațional! Două penalti în contra celui aș adversar. Eu te întreb, de ce Ogăraru? Lovitură grea pe care o primește Steaua cu un sfert de oră înainte de final. Petre Marin respinge Stan, Valentin Stan. Toha, să vedem finalul acesta de meci care se anunță a fi unul cu adevărat nebun. Piteștenii trec în doar două minute de două momente foarte grele, lovitura de cap a lui Goian și acest penalti ratat de Ogăraru. De data asta Capetanu sprângește pe spate pentru Bănel Nicoliță, centrează Bănel Nicoliță prea puternic și mingea ajunge la Boșneag, eroul Piteștiului după intervenția sa de acum un minut. Inexplicabil execuția lui Ogăraru, un penalti bătut atât de telefonat încât până și DNA-ul putea să-l intercepteze. Acele intervenții criminale a lui Ndoye. Pasă pentru Semedo, care intră în careu. Capetanos, gol Steaua! În minutul 41 al reprizei secunde, Capetanos este încă o dată decisiv. Este specialitatea casei, grecul înscrie de regulă pe final de meci. A fost un Ndoye foarte reușit pe flancul stâng. Semedo a răspuns perfect la Ndoye, iar apoi centrarea a fost fructificată de Capetanos cu o lovitură de cap imparabilă. Nu marcase în acest retur Capetanos, l-ați văzut pe Badea îngândurat, se profilează prima înfrângere a lui FC Argeș pe teren propriu cu Badea antrenor. Dar de acolo lipsește Lăcustă. Este clar, Elias Bazi nu are reflexe de fundaș central. Și pe Capetanos, luându-și în primire un adversar, Dameș alunecă, însă trage cu stângul, cu efect, mingea s-a redis Zapata, gol, 2-2, încă creșoara lui Zapata și Piteștenii egalează, Bazi, Elias Bazi, este 2-2, ce final nebun de meci. Eroare monumentală a lui Zapata. Steaua nu reușește să stea decât un minut în avantaj aici la Pitești. Incredibilă greșeală făcută de Zapata. Încă o eroare decisivă pentru portarul columbian, care în acest sezon a pierdut din cauza acestor greșeli și echipa națională.